Caria dentară este una dintre cele mai frecvente probleme ale pacienților care ajung la medicul stomatolog și afectează aproximativ 98% din populația României. Caria apare în urma unui proces de acumulare a bacteriilor la nivelul cavității bucale, a unei igiene precare sau unor factori externi precum fumatul. Cariile sunt vizibile doar când ajung într-un stadiu avansat și doar medicul dentist le poate observa pe cele în stare incipientă. Printre simptome, care de altfel apar destul de târziu, enumerăm durerile dentare, sensibilitatea la cald, rece sau dulce, respirație urât-mirositoare sau colorații maronii sau negre pe anumite suprafețe ale dinților. Netratarea cariilor într-o fază incipientă poate duce la complicații grave și la costuri mai mari. În faza de început, acestea pot fi tratate foarte ușor prin aplicarea unei soluții cu flor care să oprească degradarea dentelui. Dacă stadiul cariei ajunge la nivelul în care creează o gaură în stratul dentar, țesutul dentar infectat este înlăturat și umplut printr-o obturație. Cazurile nefericite în care o carie a avansat prea mult necesită tratamentul de canal. Acesta reprezintă înlăturarea nervului și sigilarea dentelui, acoperirea sa cu o coroană dentară sau restaurarea dentelui. Am ajuns la final. Ne găsiți pe pagina de Facebook a emisiunii La Dentist cu Dr. Leahu, dar și pe site-ul drleahu.ro. Și nu uitați, în spatele fiecărui zâmbet frumos se află un dentist bun.